În fiecare an, pe 15 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Familiei. Această zi este recunoscută de Organizația Națiunilor Unite și este un prilej pentru guverne, organizații și comunități să dezvolte politici și programe care să sprijine și să întărească familiile în comunitățile lor. În anul 1994 a fost declarat An Internațional al Familiei, iar începând cu anul 1995, Ziua Familiei este sărbătorită în multe țări de pe planetă cu scopul de a sensibiliza opinia publică și de a sublinia importanța familiei în condițiile în care oamenii au început să se îndepărteze de această instituție la propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului. Propunere susținută și de Patriarhia Română, ziua de 15 mai a devenit oficial și Ziua Familiei Române. Deputatul liberal Liviu Ioan Balint a transmis un mesaj tuturor familiilor din România cu prilejul acestei sărbători. Ziua Internațională a Familiei este sărbătorită în fiecare an pe 15 mai. Această zi este recunoscută de Organizația Națiunilor Unite ca o ocazie de a evidenția importanța familiei ca unitate fundamentală a societății și de a promova conștientizarea problemelor sociale, economice și demografice care afectează familiile în întreaga lume. De asemenea, această zi oferă oportunitatea de a reflecta asupra rolului esențial pe care îl joacă familia în educația și dezvoltarea copiilor, protejând drepturile membrilor familiei și promovând relațiile și valorile familiare. Le doresc tuturor familiilor din România și nu numai să aibă înțelepciunea necesară de a depăși orice obstacol și să conștientizeze importanța familiei în condițiile în care oamenii au început, din păcate, să se îndepărteze de această instituție fundamentală. La mulți ani tuturor familiilor, la mulți ani tuturor familiștilor! Doamne ajută! Familiile sunt nucleul de bază a societății. Ne naștem în familii, iar cei mai importanți ani în dezvoltarea noastră sunt petrecuți în căminele noastre, dar fiecare viață de familie este diferită, la fel cum avem culturi diferite, moduri de interacțiune diferite. Viețile noastre sunt atât de agitate încât ziua familiei poate fi un bun prilej pentru a încetini acest ritm și de a petrece timp cu familiile noastre. Familiile transmit valori de la o generație la alta, astfel încât este important să le insuflăm copiilor de la o vârstă fragedă, obiceiuri durabile și să le sensibilizăm la schimbările climatice. Integrarea principiilor economiei circulare în educația copiilor de vârstă fragedă poate contribui la construirea unui model economic durabil bazat pe minimalizarea deșeurilor și regenerarea resurselor naturale. Familiile în calitate de consumatori și avocați pot conduce tranziția către o economie circulară. Ziua Internațională a Familiilor din 2024 își propune să crească gradul de conștientizare a modului în care schimbările climatice afectează familiile și a rolului pe care familiile îl pot juca în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice. Prin intermediul inițiativelor familiilor și ale comunității, putem încuraja acțiunea climatică prin educație, acces la informații, formare și comuniune.